Cu ce interveniți? E o substanță, praf absorbant, care absorbe toată pata de ulei, păcură, ce este pe suprafața pelucioasă. Nu se știe deocamdată ce fel de produs este? Deocamdată nu cunoaștem nimic, ani noi de unde a provenit. Pata petrolieră avea o lungime de 100 de metri și o lățime de 30. A fost depistată pe Dunăre, la granița dintre România și Serbia, în apropierea barajului Porțile de Fier 1. Reprezentanții Apelor Române au intervenit cu material neutralizant de pe podul din vama Porțile de Fier 1. Astăzi am fost informați de către reprezentanții Hidroelectrica că în zona barajului PF1 există o posibilă poluare cu produse petroliere. Ne-am deplasat la fața locului și, într-adevăr, s-a confirmat o poluare cu produse petroliere neidentificate. Comisarii Gărzii de Mediu Mehedinți au deschis o anchetă în încercarea de a stabili poluatorul. Cel mai probabil, o navă care a tranzitat fluviul pe partea sârbească a Dunării a deversat ape de santină, profitând de faptul că era ceață și nu putea fi observat. Facem demersul pentru a vedea cine a deversat această pată în Dunăre. Se știe despre ce fel de produs este vorba? Încă nu. S-au luat probe de la laborator. Suntem în discuții cu partea sârbă pentru că pe zona noastră nu au trecut nave, dar în partea sârbă au trecut și dânsii o să ne comunice în scurt timp navele care au trecut și sperăm să le identificăm mai în aval. Autoritățile au ridicat probe din produsul care a poluat fluviul Dunărea, iar în urma analizelor de laborator se va stabili natura sa. La prima vedere se pare că ar fi vorba de păcură.